5. Seldon resimțea trecerea timpului cu o furie copleșitoare. Cu 8 ani în urmă, când sosise pentru prima oară pe Trantor, putea acționa foarte prompt. Nu avea de renunțat decât la o cameră de hotel. Putea călători, după bunul plac, prin toate sectoarele Trantorului. Acum avea pe cap ședințele departamentale, trebuia să ia decizii, să rezolve probleme. Nu mai putea trage repede o fugă pentru a-l vedea pe Demerzel și, chiar dacă ar fi putut, Demerzel avea și el propriul lui program foarte încărcat. Nu era ușor de găsit un timp liber în care să se întâlnească amândoi. Nu îi era ușor nici cu Dors, care îi spunea clătinând din cap: "Nu știu ce ai de gând să faci, Harry." Răspunsul veni puțin iritat: "Nici eu nu știu ce am de gând să fac, Dors. Sper să mă lămuresc după întâlnirea cu Demerzel. Îți va spune că prima ta grijă este să avansezi cu psihoistoria. Poate. Mă voi lămuri atunci." Și apoi, imediat ce reuși să aranjeze o întâlnire cu primul ministru, peste 8 zile, primi un mesaj în biroul de la departament. Pe afișajul din perete străluceau litere în stil arhaic, în concordanță de plină cu mesajul pe care îl purtau: "Îl implor pe profesorul Seldon să-mi acorde o audiență." Seldon rămase surprins. Nici măcar împăratului nu îi se mai adresau fraze atât de demodat formulate. De asemenea, nici semnătura nu era tipărită așa cum se făcea de obicei pentru claritate. Era scrisă de mână, cu litere înflorite, foarte citeață și totuși avea parfumul unei opere de artist medieval. Semnătura era Laskin Joranum, deci Jojo implora o audiență. Seldon râse în sinea sa. Intenția acelei formulări demodate îi era acum clară. Făcea, dintr-o banală cerere, un mijloc de stimulare a curiozității. Seldon nu avea niciun chef să îl întâlnească pe acest om, mai bine zis, în mod normal, nu ar fi avut. Dar ce rost aveau arhaismul și înfloriturile? Dorea să afle. Puse secretara să stabilească data și locul întâlnirii. În biroul său, nu în apartament. O conversație oficială, nimic particular. Și va avea loc înaintea proiectatei întâlniri cu Demerzel. "Nu mă surprinde, Harry," spuse Dors. "I-ai dobărât doi oameni, unul dintre ei fiind în mâna sa dreaptă. Ai stricat un meeting ținut în numele său și l-ai ridiculizat prin persoana reprezentanților săi. Vrea să te privească mai îndeaproape. Cred că ar fi bine să fiu și eu de față." Seldon dădu din cap. "Lasă. Mai bine îl iau pe Rage. Știe toate șmecheriile pe care le știu și eu. În plus, este un tânăr de 20 de ani, puternic și activ. Dar sunt sigur că nu voi avea nevoie de protecție." "De unde știi?" "Joran nu vine să mă întâlnească pe domeniul universității. Vom fi înconjurați de mult tineret. Eu sunt destul de popular printre studenți. Bănuiesc că Joranum este genul de om care își face temele și știe că pe teritoriul meu voi fi în siguranță. Am certitudinea că va fi deosebit de politicos, prietenos la culme." Pufni Dors, strâmbând ușor din colțul unei buze. "Și cumplit de periculos," își termină Seldon spusele.